Ultimele momente petrecute la FC Vaslui de Gabi Balint au fost destul de tensionate. Acesta nu a înțeles de ce clubul a decis să se desparte de antrenorul secund Iosif Rotariu. Sunt foarte nervos în momentul ăsta. Adică chiar dacă încerc să-mi ascund emoțiile și nervii, sincer nu reușesc. Eu sunt un om cu principii în general și mie îmi plac lucrurile clare și păi motivul cum adică să exprim dorința de a rezilia contractul cu un antrenor fără să mă întreb pe mine, când eu sunt antrenorul principal, fără să cer o părere sau pe ce motiv, care e motivul, când echipa a avut o comportare bună, el e un antrenor extraordinar, e îndrăgit și de jucători. Toți l-au sunat astăzi și nu înțelegeau ce se întâmplă. Contractul lui Rotariu a fost încheiat de comun acord între cele două părți. L-am sunat pe președintele clubului să-l întreb ce se întâmplă cu declarația pe care a dat-o. Și într-adevăr a spus că Consiliul de Administrație a hotărât ca să întrerupă legătura contractuală cu Rotariu. I-am comunicat și lui Rotariu să vorbească cu ei, să vadă care-i treaba. El a spus că și-a reziliat de comun acord contractul cu clubul, a venit cu noi să și-a rămas bun de la băieți și atât. Gabi Balint a luat decizia de a nu mai continua la FC Vaslui. Al rezilia de comun acord, fără pretenții, fără nimic. Tehnicianul avea un contract semnat cu FC Vaslui pentru un an și 3 luni cu posibilitatea de a-l prelungi.